aplicația e-learning ce incorporează tehnologia multi-touch dezvoltată de experții IT de la Siveco România, împreună cu Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă, a primit titlul de cel mai inovativ proiect al anului din întreaga lume. Este un proiect didactic mai mult decât un proiect informatic și cu siguranță că este cel mai premiat proiect educațional românesc în spațiul internațional, în această lume globalizată. Proiectul este modern din punct de vedere al didacticii pe care o propune, și anume alternanța dinspre un învățământ în care alerg după note, un învățământ de tip competitiv, spre un învățământ de tip colaborativ. Pentru că, la urma urmei, viața modernă, viața astăzi, înseamnă colaborare mai mult decât competiție. Am scris un curriculum integrat transdisciplinar pentru matematică și științe și discipline socio-umane și apoi am dezvoltat aplicații de simulare pe sisteme multitouch, în care copiii lucrează simultan pe niște mese foarte mari, care sunt, de fapt, niște ecrane foarte mari, pe care lucrează cu obiecte reale și obiecte virtuale. Una dintre aplicații are ca temă construcția centralei de la Cernobâl, iar elevii, pe baza cunoștințelor acumulate, pot preîntâmpina dezastrul atomic. Un alt program constă în dezvoltarea unui oraș fără resurse de petrol, doar pe baza energiei verzi. 65% din numărul de locuri de muncă din 2020 nu existați. Să vă dau un exemplu. Vor fi meserii de tipul book-to-app manager. Book-to-app manager înseamnă să transform cartea într-o aplicație. Vor fi meserii de tipul seed manager, omul care descoperă inovare, care descoperă creativitate în dumneavoastră sau în dumneavoastră sau în colegii mei și preiau idei pe care le transformă în noi tehnologii. Toate lucrurile acestea sunt astăzi știute. Noi trebuie să ne pregătim pentru anul 2020. Echipa Siveco România a reușit aceste performanțe în competiție cu cele mai puternice companii de profil din lume. Sunt două companii în lume care au câștigat acest premiu de două ori. Siveco România și compania de IT chineză, care are 20 de milioane de angajați. Noi în 2005 și în 2013, în 2005 cu conținut educațional multimedia interactiv care se găsește în școlile românești și nu numai, se găsește acum în 20 de țări pe 3 continente, pentru că România exportă inteligență, și în 2013 conținutul pentru copii cu nevoi speciale. Noi facem sistemul educațional informatizat în Kazahstan. Am o altă echipă în Malta, unde avem două proiecte și mai pregătim încă. Avem din Londra și până în Dubai proiecte educaționale, conținut educațional făcut de profesori români, informaticieni români, designeri români, graficieni români,